Hadi. Bună ziua! Are loc semnarea în prezența celor doi prim-ministri a următoarelor documente. Dobrý deň, dnes v prítomnosti ministrov sa budú podpisovať nasledujúce dokumenty. Protocol de cooperare în domeniul protecției muncii între Ministerul Muncii și Justiției Sociale din România și Ministerul Muncii, Afacerilor Sociale și Familiei din Republica Slovacă. Protocol o spolupráci medzi Ministerstvom práce a justície, sociálnej justície z Rumunska a Ministerstvom práce rodiny zo Slovenskej republiky. Semnează din partea României doamna Lia Olguța Vasilescu, ministrul Muncii și Justiției Sociale, semnează din partea Republicii Slovace domnul Carol Mistric, ambasadorul Republicii Slovace la București. Z rumunskej strany podpisuje pani ministerka Lia Olguța Vasilescu, a zo slovenskej strany podpisuje pán veľvyslanec Slovenskej republiky Karol Mistrík. Programul de cooperare în domeniul educației între Ministerul Educației Naționale din România și Ministerul Educației, Științei, Cercetării și Sportului din Republica Slovacă pentru perioada 2018-2022. Dohoda o spolupráci v oblasti školstva medzi Ministerstvom školstva Rumunska a Ministerstvom školstva, vedy a športu Slovenskej republiky na obdobie 2018-2022. Semnează din partea României domnul Valentin Popa, ministrul Educației Naționale, semnează din partea Republicii Slovace domnul Carol Mistrík, ambasadorul Republicii Slovace la București. Za rumunskú stranu podpisuje pán Valentin Popa, minister školstva, za slovenskú stranu pán Carol Mistrík, veľvyslanec Slovenskej republiky v Bukurešti.
În continuare invităm pe cei doi prim-ministri pentru scurte declarații de presă. A teraz pozveme oboch predsedov vlád ku krátkej tlačovej konferencii. Doresc să adresez mulțumiri domnului Pellegrini, prim-ministru Republicii Slovace, pentru că a acceptat invitația de a vizita România și pentru consultările de substanță pe care le-am avut. Chcela by som veľmi pekne poďakovať pánovi premiérovi Petrovi Pellegrinimu, ktorý prijal pozvanie, navštívil našu krajinu a za všetky konzultácie, ktoré mali hutný charakter a ktoré sme mohli spoločne absolvovať. În cadrul întrevederii am exprimat convingerea că va fi menținut în continuare nivelul foarte bun al relațiilor interguvernamentale desfășurate sub auspiciile unor momente istorice de excepție. Počas nášho stretnutia sme sa zhodli na presvedčení, že naďalej budeme podporovať veľmi vysokú úroveň našich medzivládnych vzťahov, ktoré sa momentálne odohrávajú na pozadí niektorých historicky výnimočných momentov. Mă refer la aniversarea centenarului celor două țări, 25 de ani de la reluarea relațiilor diplomatice dintre România și Slovacia, precum și marcarea a 50 de ani de la primăvara de la Praga. V prvom rade mám na mysli sté výročie vzniku oboch našich krajín, potom ide o 25. výročie od vzniku diplomatických vzťahov medzi Rumunskom a Slovenskom a takisto 50. výročie od Pražskej jary. Am discutat cu domnul prim-ministru slovac despre consolidarea relațiilor și cooperării bilaterale, inclusiv la nivel sectorial. S pánom predsedom vlády Slovenskej republiky sme rozprávali, alebo sme sa dotkli tém týkajúcich sa konsolidácie vzťahov na bilaterálnej úrovni, čo sa týka spolupráce, aj na úrovni sektoriálnej, respektíve ministerskej. O atenție specială am acordat-o dialogului pe probleme strategice și anume domeniilor apărare cu accent pe misiunile la care militarii români și slovaci participă, dar și pe domeniul energiei. Špeciálnu pozornosť sme venovali dialogu týkajúcemu sa strategických problémov a konkrétne v oblasti obrany, kde sme podčiarkli misie našich teda rumunských aj slovenských vojakov, ktorí na nich participujú, a takisto oblasť energie. Am examinat inițiative relevante privind securitatea energetică, interconectivitatea rețelelor de transport și coridoarelor de tranzit, reiterând sprijinul României pentru proiectul BRUA, dar și pentru alte formate de cooperare regională care ar putea aduce valoare adăugată în ceea ce privește securitatea aprovizionării. Spolu sme prešli relevantné iniciatívy, ktoré sa týkajú energetickej bezpečnosti, interconnectivity rôznych sietí dopravných a takisto tranzitných koridorov. Takisto sme mali priestor podporiť rumunský postoj v súlade alebo v súvislosti s projektom BRUA, ale aj ďalšie formáty spolupráce, či už na regionálnej úrovni, alebo aj na tej celoštátnej, ktoré by mohli priniesť pridanú hodnotu a akýmsi spôsobom zvýšiť bezpečnosť dodávok týchto energií. În cadrul dialogului am apreciat evoluția relațiilor economice și am accentuat importanța consolidării schimburilor comerciale bilaterale și a dinamizării procesului investițional dintre țările noastre. V rámci nášho rozhovoru sme mohli opäť raz oceniť vývoj ekonomických vzťahov medzi oboma krajinami. Rovnako sme mohli hovoriť o dôležitosti konsolidácii výmeny obchodnej, ktorá sa deje medzi našimi krajinami, a dynamizujúci proces, čo sa týka investícií. Am menționat de asemenea activitatea celor 698 de firme slovace în România. Onako bolo pre nás potešením spomenúť pomerne vysoké číslo slovenských firiem, ktoré svoju aktivitu rozvíjajú v Rumunsku, a ide o 698 firiem. Munca, afacerile sociale și afacerile interne
reprezintă de asemenea domenii de interes în colaborarea noastră bilaterală. Práca, sociálne záležitosti, ale aj tie vnútorné záležitosti rovnako predstavujú oblasti, ktoré sú v spolupráci našej bilaterálnej na najvyššom záujme. De altfel, astăzi a fost semnat de către ministerele de resort un protocol de cooperare bilaterală în domeniul inspecției muncii, de care urmează să beneficieze lucrătorii români angajați pe piața muncii din Slovacia. Zároveň sme dnes medzi našimi ministerstvami podpísali protokol o bilaterálnej spolupráci v oblasti inšpekcie práce, z ktorého budú profitovať rumunskí pracovníci, ktorí sa aktivizujú na pracovnom trhu na Slovensku. Doresc să remarc nivelul deosebit al cooperării noastre în domeniul afacerilor interne. Se remarcă, de exemplu, schimbul de informații operative și cooperarea în combaterea traficului internațional de droguri. Rovnako by som chcela vyzdvihnúť vysokú úroveň našej spolupráce v oblasti vnútorných záležitostí. Ide napríklad o výmenu operatívnych informácií a spoluprácu na potláčaní a boji proti medzinárodnému obchodu s drogami. Cooperarea bilaterală în materie de educație, în domeniul culturii, a reprezentat de asemenea un subiect abordat cu omologul meu slovac. Ďalšou tému, ktorú sme spolu s mojim náprotivkom zo Slovenska rozoberali, bola bilaterálna spolupráca v oblasti školstva a kultúry. Vreau să menționez că 28 de universități românești au acorduri cu 21 de universități slovace, prin care dezvoltă programe de cercetare universitară și programe de studiu, existând lectorate în limba slovacă și de limba română în capitalele noastre. A tu by som chcela spomenúť 28 rumunských univerzít, ktoré majú uzatvorené dohody s 21 slovenskými univerzitami, prostredníctvom ktorých rozvíjajú svoje univerzitné programy, výskum, rovnako môžeme hovoriť o lektorátoch slovenského jazyka a takisto rumunského jazyka v našich hlavných mestách. Extindem astăzi această cooperare prin semnarea programului de cooperare bilaterală în domeniul educației la nivel ministerial. Na ministerskej úrovni našu spoluprácu posúvame vpred aj prostredníctvom podpisu programu o bilaterálnej spolupráci v oblasti školstva. Totodată am discutat despre aprofundarea dialogului și cooperării privind comunitatea românească din Slovacia și minoritatea slovacă din România. Ďalšou témou, ktorej sme sa dotkli, bolo prehlbovanie dialógu a spolupráca medzi rumunskou komunitou na Slovensku a slovenskou menšinou v Rumunsku. Prezența acestora reprezintă punți de legătură importante în dezvoltarea relațiilor dintre popoarele noastre. Ich prítomnosť je dôležitým styčným bodom v rámci rozvoja dobrých vzťahov medzi našimi národmi. De asemenea, am adesat aprecieri prim-ministrului slovac pentru modul în care autoritățile locale și centrale din Slovacia prețuiesc și comemorează memoria militarilor români care s-au jertfit și au luptat pentru eliberarea teritoriului slovac în timpul celui de-al doilea război mondial. Zároveň som mala príležitosť úprimne poďakovať slovenskému premiérovi za spôsob, akým miestne samosprávy, ale aj centrálna štátna správa na Slovensku chránia a pripomínajú si pamiatku na rumunských vojakov, ktorí sa obetovali a padli počas oslobodzovacích bojov na území Slovenska počas druhej svetovej vojny. În ceea ce privește agenda europeană, am acordat o atenție specială subiectelor care se vor afla prioritar în programul președinției române la Consiliul Uniunii Europene. Čo sa týka európskej agendy, venovali sme špeciálny priestor témam, ktoré budú pre nás prioritné v rámci programu rumunského predsedníctva v Rade Európskej únie. Am evidențiat în special faptul că politica de coeziune
are o valoare atât simbolică pentru avansarea Uniunii, cât și una concretă, generatoare de valoare adăugată certă, în direcția asigurării convergenței și reducerii diferențelor de dezvoltare. Špeciálne sme sa dotkli kohéznej politiky, ktorá má nielen symbolickú hodnotu a význam pre napredovanie Únie, ale aj veľmi konkrétny, keďže generuje pridanú hodnotu, ktorá má charakter istoty a zabezpečuje konvergenciu a zmenšovanie rozdielov v rozvoji ostatných krajín. Atât Slovacia, cât și România, în calitate de beneficiare ale acestei politici, sunt dovada clară a importanței acestei politici în plan european. Tak Slovensko, ako i Rumunsko, sú príjimateľmi tohoto typu politiky a sú jasným dôkazom, do aké miery je dôležitá, aby sa naďalej uchovala na európskej úrovni. În acest context, am subliniat faptul că România va acorda pe durata mandatului la președinția română a Consiliului Uniunii Europene o atenție prioritară avansării negocierilor cu privire la viitorul cadru financiar multianual 2021-2027. V tomto kontexte sme mohli počiarknúť skutočnosť, že Rumunsko počas svojho mandátu ako predsednícka krajina Rady Európskej únie bude dávať špeciálnu pozornosť a bude pre ňu priorita, aby rokovania týkajúce sa budúceho finančného jazročného rámca a roky 2021 a 2027 prebehli podľa najlepšieho scenára. În ceea ce privește securitatea internă a Uniunii Europene, am evidențiat faptul că obiectivul consolidării Europei Siguranței va reprezenta unul dintre pilonii pe care definim prioritățile României pe durata mandatului nostru. Čo sa týka vnútornej bezpečnosti Európskej únie, mohli sme zdôrazniť skutočnosť, že jedným z cieľov konsolidácie bezpečnej Európy, alebo teda bezpečná Európa bude jeden z pilierov, ktoré chceme definovať ako priority Rumunska počas trvania nášho mandátu. Ne propunem să acordăm o atenție deosebită eforturilor de asigurare a unui cadru consolidat de securitate internă în Uniunea Europeană, în beneficiul cetățenilor europeni și de sprijinire a restaurării funcționalității spațiului Schengen. Chceli by sme venovať špeciálnu pozornosť snahám o zabezpečenie konsolidovaného rámca, o vnútornú bezpečnosť Európskej únie, a to v prospech európskych občanov, a takisto je medzi našimi cieľmi snaha o zreštaurovanie alebo sfunkčnenie šengenského priestoru. Aceasta va fi încă o oportunitate pentru noi de a demonstra valoarea adăugată a României în realizarea obiectivelor în materie de securitate. A je to v podstate pre nás ďalšia príležitosť, aby sme mohli ukázať pridanú hodnotu rumunského predsedníctva pri realizácii cieľov bezpečnostného charakteru. Am exprimat disponibilitatea de a coopera îndeaproape cu partea slovacă pe parcursul exercitării președinției în exercițiu a OSCE, mai ales în perspectiva deținerii de către România a președinției Consiliului Uniunii Europene în primul semestru a anului 2019. Vyjadrili sme maximálnu ochotu spolupracovať veľmi úzko so slovenskou stranou počas nášho predsedníctva alebo aj počas predsedníctva Slovenska v Rade v OSCD a špeciálne, čo sa týka perspektívy v tejto spolupráce, keď bude Rumunsko mať predsedníctvo v Rade Európskej únie počas prvého pol roka 2019. Vă mulțumesc încă o dată, domnule prim-ministru, pentru prezența dumneavoastră la București și pentru dialogul de substanță pe care l-am avut cu acest prilej. Ešte raz vám chcem, pán predseda vlády, poďakovať za vašu prítomnosť tu v Bukurešti a za skutočne kvalitný dialog,
ktorý sme pri tejto príležitosti mohli spolu viesť. Vážená pani predsednička vlády, vážení pani ministri. Stimata doamna prim-ministru, stimați ministri. Vysoko si vážim možnosť uskutočniť oficiálnu návštevu Rumunska. Apreciez în mod deosebit posibilitatea de a vizita România. Pretože aj táto moja návšteva je opätovným potvrdením našich tradične priateľských a nadštandardných vzťahov. Și deoarece această vizită confirmă din nou relațiile noastre bilaterale standard și peste standard. Zdieľame spoločnú históriu a veľmi si vážime, že Rumunsko bolo prvou krajinou na svete, ktorá uznala novovzniknutú Slovenskú republiku 18.12.92. Avem o istorie comună și apreciez în mod deosebit faptul că România a fost prima țară care a recunoscut Slovacia ca stat în anul 1992. Takisto si veľmi vážim aj postoj Rumunska k slovenskej minulosti. De asemenea apreciez poziția României din trecut. Prvá rumunská armáda počas druhej svetovej vojny bojovala na Slovensku a oslobodila takmer jednu tretinu územia Československa. Armata română a luptat în al doilea război mondial în Slovacia și a eliberat aproape o treime din teritoriul țării noastre. Takisto si slovenský národ a Slováci dobre pamätajú, že v auguste 68 bolo Rumunsko spolu s Albánskom tými krajinami, ktoré sa nepodielali na vstupe vojsk Varšavskej zmluvy na územie Československa. De asemenea, națiunea noastră și Slovacia apreciază poziția României de a nu interveni în invazia țării noastre din 1968. Za to ešte raz veľmi pekne ďakujeme. De asemenea, vă mulțumesc foarte mult pentru acest lucru. Rumunsko pre Slovensko predstavuje významného obchodného partnera. România reprezintă un partener comercial deosebit de important pentru Slovacia. Je na 11. mieste v rámci nášho exportu v rámci Európskej únie. Se situează pe poziția 11 în cadrul exporturilor noastre. A som veľmi rád, že naša ekonomická spolupráca má rastutú tendenciu. Și de asemenea sunt mulțumit, fiindcă colaborarea noastră economică are o tendință crescătoare. Vzájomná obchodná výmena medzi Slovenskom a Rumunskom v roku 2017 dosiahla rekordnú úroveň 2,74 miliardy eur. Schimburile comerciale reciproce între România și Slovacia au atins aproape 2,7 miliarde de euro anul trecut. Veľmi si želáme, aby tento pozitívny trend pokračoval aj v rokoch nasledujúcich. Noi ne dorim foarte mult ca această tendință pozitivă să-și păstreze parcursul. Pani predsednička vlády už spomenula skoro všetky oblasti, o ktorých sme spolu hovorili, preto ja doplním ešte niektoré ďalšie z nich. Doamna prim-ministru a menționat toate obiectivele pe care le-am avut pe agenda de astăzi. Slovensko veľmi oceňuje aktívnu prípravu Rumunska na predsedníctvo v Rade Európskej únie. Slovacia apreciază pozitív activitatea României în preluarea președinției Uniunii Europene. A Slovensko je pripravené intenzívne odovzdať a pomôcť a odovzdať svoje skúsenosti z nášho predchádzajúceho predsedníctva v roku 2016. Slovacia își oferă serviciile în a ajuta România, având în vedere că a deținut deja președinția Uniunii Europene. A chceme tak robiť aj z pozície predsedu Vyšegrádskeho formátu. Dorim să facem asta și din poziția de președinte al formatului B4 de la Vyšegrád. Pretože si myslím, že spolupráca týchto dvoch predsedníctiev, predsedníctva Rumunska v Rade Európy a predsedníctva vo V4. Deoarece consider că această colaborare între cele două președinții a Uniunii Europene și a formatului V4 môže prispieť k stabilnej, prosperujúcej a dobre fungujúcej demokratickej spoločnosti. Va contribui la o prosperitate și o democrație a societăților noastre. Takisto pokrok v oblasti krajín Západného Balkánu. De asemenea, vor aduce o contribuție în avansarea relațiilor în Balcanul de Sud, na ich ceste de vest, integrație do structură Európskej únie. Și integrarea acestora în structurile Uniunii Europene. Dotkli sme sa aj otázky migrácie. Am discutat și despre migrație. A tu na tomto mieste by som chcel zdôrazniť, že pre lepšiu ochranu Európskej únie je dôležité pokračovať v rozširovaní šengenského priestoru. Și aici aș dori să menționez că pentru o mai bună protejare a Uniunii Europene este necesară o extindere a spațiului Schengen. Žiaduce, aby sa hranice Schengenu posunuli čo najviac na juh. Este foarte important ca frontierele spațiului Schengen să avanseze către sud. A preto Slovensko zastáva názor, že ak niekto podmienky na vstup Schengenu splní, iar opinia Slovaciei este că dacă cineva îndeplinește condițiile
Schengen. A je preukázané, že po technickej stránke je pripravený. Și se demonstrează că este pregătit pe partea tehnică. Mal by byť zaradený do schengenského priestoru. Ar trebui să fie inclus în spațiul Schengen. Nie je správne, aby vstup alebo nevstup do schengenského priestoru bol zneužívaný aj na politické ciele. Este inacceptabil ca acceptarea sau neacceptarea intrării în Schengen să fie condiționată de chestiuni politice. Lebo to škodí bezpečnosti Európskej únie. Deoarece acest lucru nu este benefic pentru politica europeană. A z tohto pohľadu som pani predsedničku vlády uistil, že Slovensko plne podporuje vstup Rumunska do schengenského priestoru. Am asigurat-o pe doamna prim-ministru că Slovacia susține integrarea României în spațiul Schengen. Som veľmi rád, že máme s pani predsedničkou vlády rovnaký názor aj na témy týkajúce sa energetickej politiky. Sunt de asemenea foarte bucuros că avem puncte comune în ceea ce privește politica energetică. A spoločne podporujeme projekty ako E-String alebo BRUA. Și susținem proiectele E-Stream și BRUA. A takisto máme odmietavý postoj k budovaniu projektu Nord Stream 2. Și de asemenea avem o poziție de refuz în acceptarea proiectului Nord Stream 2. Slovenská republika bude v roku 2019 predsedať aj OECD. În 2019 Slovacia va deține președinția OSCE. A Slovensko vníma dlhoročnú snahu Rumunska stať sa členom tohto významného klubu. Și Slovacia are în vedere eforturile României de a deveni membru al acestui club. A opäť z tohto miesta v mene vlády Slovenskej republiky chcem podporiť, že, alebo potvrdiť, že Slovenská republika bude podporovať vstup Rumunska do OECD. Și doresc să confirm că Slovacia va susține obținerea calității de membru a României în acest club. Želáme rumunskému predsedníctvu veľa úspechov. Dorim mult succes președinției României. Veríme a vieme, že Rumunsko je pripravené zvládnuť túto dôležitú úlohu. Suntem siguri că România va avea succes în acest rol. Aj keď to nebude jednoduché, pretože rumunské predsedníctvo bude čeliť Brexitu a výsledkom volieb do Európskeho parlamentu. Chiar dacă poziția României va fi foarte grea, deoarece va trebui să facă față Brexitului și alegerilor parlamentare. Ale verím, že spoločne všetci tieto výzvy, ktoré pred nami stoja, zvládneme. Sunt sigur că aceste provocări care vor apărea pe parcurs vor fi bine manageriate. Vážená pani predsednička, dovolte, aby som na záver poďakoval rumunskej vláde za starostlivosť o slovenskú menšinu. În încheiere, doamnă prim-ministru, aș dori să vă mulțumesc pentru grija pe care acordați minorității slovace. Slovákom sa v Rumunsku veľmi dobre darí a dobre sa im tu žije. Slovacilor le merge foarte bine în Românie și au un trai bun. Na druhej strane vás chcem uistiť, že aj pre občanov Rumunska, ktorí sa rozhodli žiť a pracovať u nás na Slovensku, sú vytvárané také podmienky, aby sa mali takisto rovnako dobre, ako sa majú naši Slováci tu v Rumunsku. Pe de altă parte, aș dori să menționez că și Slovacia depune toate eforturile pentru a asigura românilor care au venit în Slovacia în condiții bune. Želám vám, pani predsednička, v týchto časoch veľa energie. În aceste timpuri, doamnă prim-ministru, vă doresc multă energie. Veľa úspechov. Mult succes. A želám všetko dobré a veľa úspechov Rumunsku a rumunskému ľudu. Vă doresc toate cele bune României și națiunii române. A teším sa na našu zájomnú budúcu spoluprácu. Și mă bucur pentru o viitoare colaborare reciprocă.